Doamnelor și domnilor, vă spunem bun venit la TVR Sport Special. Dacă săptămâna trecută l-am prezentat pe unul dintre candidații la funcția de președinte al Federației Române de Gimnastică, este vorba despre domnul Ioan Suciu, a venit, iată, de astăzi dată rândul celui de-al doilea candidat pe care vin prezentăm. Este vorba despre doamna Carmencita Constantin, un nume care trebuie să vă spunem că provine din lumea gimnasticii, din lumea gimnasticii ritmice. A fost gimnastă de mare performanță, de 6 ori campioană națională, arbitră internațională, ulterior a optat pentru ideea de a lucra în mediul privat, unde performează la un nivel foarte, foarte înalt. Și iată că acum s-a gândit să dea din nou gimnasticii ceea ce i-a oferit cândva și mai ales că gimnastica trece printr-un moment crucial, aș putea spune. Și este motivul pentru care doamna Carmencita Constantin s-a gândit să-și depună candidatura pentru funcția de președinte al Federației Române de Gimnastică. Îi spunem așadar bun găsit doamnei Carmencita Constantin la dialogurile noastre de la TVR Sport. Bun găsit și ne bucură faptul că sunteți alături de noi. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și mai ales pentru șansa de a mă adresa prin intermediul dumneavoastră tuturor iubitorilor gimnasticii, dar și în special celor din rândul lor, din rândul practicienilor care probabil mă cunosc mai puțin. Doamna Carmencita, care este motivul pentru care ați optat pentru ideea de a candida la funcția de președinte al Federației Române de Gimnastică? Motivul este determinat de o credință adâncă, pornită din experiența pe care o am. Pentru că așa m-a dus viața, am primit întotdeauna funcții grele de răspundere, de conducere, în momente dificile ale organizațiilor care m-au poziționat în acel moment pe funcții de conducere. Am avut ambiția și cred că și pregătirea necesară pentru a scoate organizațiile din nou la lumină. Acest lucru îmi dă încredere că pot să fac ceva pentru federația pe care o iubesc atât de mult. Și am dat curs invitației, solicitării celor 4 cluburi care mi-au adresat această rugăminte, care și-au exprimat încrederea în capacitatea mea și care nu m-au lăsat să nu promit că voi candida. Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că nu sunteți străină de ceea ce înseamnă lucrul în Federația Română de Gimnastică. În perioada în care Nicolae Vieru, regretatul președinte al Federației Române de Gimnastică, a condus această instituție, ați lucrat împreună cu dânsul. Deci cunoașteți foarte bine fenomenul, ca să spun așa, chiar din interiorul său. Doamna Constantin, v-aș întreba în condițiile în care, în cazul în care veți fi aleasă de către adunarea generală pentru funcția de președinte al acestei federații, care vor fi principalele puncte pe care intenționați să le puneți în practică? Și m-aș referi, hai să spunem, la primele două, care dumneavoastră considerați că sunt stringente. Știți că ce se întâmplă acum este un mandat de completare, un mandat care are o durată foarte scurtă și în care oricât de mult ți-ai dori să faci foarte multe, trebuie să valorifici și să folosești resursele pe care le ai la maxim și să optimizezi utilizarea lor, în așa fel încât cel puțin să pui bazele viitorului. Am două mari priorități. Am mai multe priorități, dar două mari priorități le am. Îmi doresc foarte mult ca la sfârșitul acestui mandat, cel puțin din punct de vedere administrativ, federația și secțiile de gimnastică din cele 56 de cluburi care au aceste secții să coexiste într-un program bine stabilit și bine pus la punct,
digitalizarea este absolut necesară pe partea administrativă, astfel încât comunicarea să nu mai fie atât de greoaie și informațiile să vină simplu, să vină de la sine, să fie structurate, să fie adunate, să fie valorificate, să știe toată lumea despre toată lumea cine ce propune și cum se merge mai departe. Pentru că fără acest lucru nu se pot face pași următori. Și din pașii următori am să-mi adun pe toți în cel de-al doilea obiectiv. Îmi doresc foarte mult ca în acest an să pun bazele proiectelor pentru care vom aplica sau federația urmează să aplice în următorul ciclu de finanțare pentru obținere de finanțări diverse. Atât finanțări naționale, cât și finanțări europene, cât și finanțări, de ce nu, de tipul programului binecunoscut Țară-Țară Vrem Campioane, adresând proiecte viabile și bine scrise unor mari corporații. Fără aceste programe nu se pot face atrageri de bani, indiferent despre ce sursă vorbim. Și ca să scrii un program, ca să scrii un proiect, ai nevoie de o informație bine structurată. Nu există acest lucru. Și vă spun din proprie experiență, necesită muncă, necesită dăruire, necesită implicarea tuturor celor care astăzi activează în gimnastică. Doamna Constantin, în mediul privat ați reușit să faceți lucruri senzaționale. Cei care vă cunosc pot confirma ceea ce spun în momentul de față. Iar posibila noastră venire în funcția de președinte al Federației Române de Gimnastică ar însemna, în primul rând, probabil bun manageriat, pentru că Federația Română de Gimnastică are nevoie în momentul de față de un manager. Iată că sunt două priorități pe care le aveți în prima parte a acestui mandat interimar de care vorbeați ceva mai devreme. Sunt sigur că nu vă veți opri aici. Dacă veți fi aleasă ca președinte al Federației, probabil că vă veți depune candidatura și pentru cel de-al doilea mandat de 4 ani. V-aș întreba cum veți reuși sau care credeți că ar fi soluțiile pentru ca antrenorii români care migrează în străinătate, da? Să rămână în țară și să lucreze aici. Pentru că toată lumea pleacă din cauza banilor. Nu sunt bani, gimnastica nu este un sport foarte bine plătit, nu este precum fotbalul, precum handbalul sau alte discipline sportive unde încep să se învârtă bani foarte mulți. Cum veți reuși să stopați acest exod al antrenorilor? Veți încerca o implementare la nivel guvernamental, să-i convingeți pe guvernanți să dea mai mulți bani pentru antrenorii români? Guvernanții nu sunt chiar așa de răi cum credem noi, ca să fie lucrurile foarte clar spuse. Cea mai bună dovadă este că în absolut toate guvernele a fost un minister al sportului. Ceea ce înseamnă că sportul contează pentru această țară. Nu toate țările au un guvern, un minister dedicat. Pentru mine acesta este un cap de pod extrem de important. Faptul că am un ministru dedicat, căruia pot să îi adresez lucrurile sensibile pe care ramura condusă de Federația Română de Gimnastică le are, dintr-o dată nu sunt singură. Dintr-o dată sunt într-un spațiu în care interesele sunt comune. Nu uităm de COSR, care este încă un sprijin în tot ceea ce ne propunem să facem. Iată, dintr-o dată, suntem 3 structuri care avem același cel. Nu uităm de structurile din teritoriu, care și ei își doresc. Ca să vă răspund concret la întrebarea dumneavoastră. Știm cu toții că avem mai mulți antrenori români în străinătate decât în România. Și este clar că cei care au plecat sunt cei foarte buni, sunt cei care au fost primiți și care au fost acceptați și care și-au putut adapta, au avut capacitatea de a-și adapta metodica și experiența acumulată în țară la ceea ce se întâmplă în străinătate. N-aș vrea să intru în amănunte aici, pentru că eu nu sunt un expert în antrenorat, dar categoric, doar citind studii statistice, chiar medicină sportivă și rezultate de cercetare în acest domeniu, îmi dovedesc că ceea ce se întâmplă în țara noastră, metodele și poate chiar
dotările pe care noi le folosim nu sunt din cele mai necesare, din cele mai noi dezvoltate pentru această ramură sportivă, care să ne protejeze sportivii pe termen lung. Revin la întrebarea dumneavoastră, ce fac ca să ne stea antrenorii? Eu sper ca din acest moment să nu mai plece niciun antrenor și vă mărturisesc sincer că aș face și voi face tot ce-mi stă în putință să aduc o infuzie înapoi dinspre antrenoratul român ca exemplu de dăruire națională, dar și ca necesitate de a scurta timpul în care un antrenor român plecat în străinătate a acumulat, a învățat și va aduce înapoi ceea ce a acumulat și a învățat afară. Și evident că targetez pe cei mai buni cu rezultate foarte bune, fiindcă îi vrem acasă. Avem copii buni, avem copii cu care putem face rezultate în acest interval de tranziție, pentru că tranziția nu va fi ușoară, nu va fi scurtă, dar noi vrem rezultate și în acest interval de timp. Doamna Constantin, este foarte interesant ceea ce spuneți. Vreau să fac o paralelă cu ceea ce s-a întâmplat cândva în Rusia, nu de mult. La nivel de politică de stat, Rusia a decis să readucă în țară, să facă tot posibilul să readucă în țară cei mai buni antrenori, plătindu-i regești. Și nu este doar un termen de folosit așa doar de culoare. Chiar antrenorii ruși sunt foarte, foarte bine plătiți, au fost foarte bine motivați și iată că au revenit în patria lor. Veți încerca să îi convingeți pe guvernanți, repet, să le dea mai mulți bani, adică sau să-și primească acele salarii pe care le primesc în străinătate sau cât de cât să fie egale? Vorbim de veniturile pe un ciclu olimpic ale unui antrenor. Eu nu mă gândesc spre guvernanți, vă mărturisesc, pentru că trăiesc în țara aceasta, nu sunt străină de mediul economic, ba dimpotrivă. Cunosc foarte bine problemele bugetului național, în special după această pandemie, vor fi modificări nu numai ale bugetului României, și ale bugetului european și direcțiile de utilizare. Deci nu aceasta e zona către care mă gândesc că aș putea accesa o finanțare durabilă pe un ciclu olimpic, care să fie atractivă și motivantă pentru aducerea antrenorilor. Eu mă gândesc la sectorul privat și mă gândesc că în cadrul unui proiect bine scris, vom găsi cu siguranță această susținere. Nu am emoție când spun lucrul acesta. Vă rog. Ați amintit mai devreme de un program privat care funcționează și funcționează foarte bine. Este vorba despre Țară-Țară Vrem Campioane. Este un program finanțat de o companie, care noi vom pronunța numele, dar este o companie privată foarte puternică pe piața din România, pe piața economică din România. Programul este coordonat de către cei mai valoroși antrenori ai lumii, Octavian Belu și Mariana Vita. Doamna Constantin, în ultima perioadă pare că atât Octavian Belu cât și Mariana Bitan au fost așa puțin dați la o parte din lumea gimnasticii. Iată, lucrează la acest program, fac lucruri bune, fetițele pe care le pregătesc vor reprezenta speranța pentru 2024. Ce veți face pentru a încerca să-i readuceți pe cei doi antrenori alături de Federația Română de Gimnastică, acolo unde de fapt le este loc? Sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. Mariana și Tavi nu pot să trăiască o viață paralelă, nu pot. Și dacă ar dori, nu pot să trăiască o viață paralelă cu gimnastica. Ei sunt integrați în gimnastică, cu voia sau fără voia lor, vor face parte din gimnastica în continuare. Sunt doi oameni extrem de talentați, au acumulări de neegalat în această țară. De experiența și cunoștințele lor, gimnastica românească categoric are nevoie. Eu n-am avut percepția pe care dumneavoastră ați avut-o că Mariana și Tavi nu ar mai fi alături de gimnastică, ba dimpotrivă. Nu am spus că nu ar mai fi alături de gimnastică, dimpotrivă. Sunt alături de gimnastică, dar pare că federația i-a îndepărtat un pic. Adică ideea că nu mai sunt în federația de gimnastică. Nu mai sunt acolo unde le-ar fi fost loc. Iată lucrurile.
Adică este cu totul altceva. N-am spus da. Că... Deci, ideea de a-i readuce în gimnastica românească lângă federație. Categorică, acolo este locul. În zona specialiștilor, ei vor fi, vor avea rol de coordonare și își vor pune la dispoziția familiei gimnasticii, pentru că federația ca federația, da? Federația e o structură administrativă care trebuie să înțeleagă inclusiv de la cei doi ce recomandări, ce nevoi consideră ei ca fiind prioritare, că nu poți să rezolvi absolut totul. Trebuie să faci un ranking, o ierarhie a priorităților și să te concentrezi pe lucrurile majore. Categorii vor avea un cuvânt de spus și din acest punct de vedere. Dar nici nu pun problema ca din punct de vedere al metodologiei de antrenament, al felului în care se fac toți pașii în gimnastică, de la tehnica selecției, de la tehnica pregătirii de bază, de la felul în care faci progresul pe palierele de vârstă și categorii până la pregătirea maximă în loturile naționale de juniori și de seniori, Mariana și Tavi Belu vor avea un cuvânt de spus extraordinar de important. Doamna Constantin, ați amintit mai devreme despre intenția dumneavoastră de a readuce în țară antrenorii de top care au plecat din România și care au făcut performanță în străinătate. Cunoașteți faptul că Andreea Răducan a demisionat din funcția de președinte al Federației Române de Gimnastică tocmai pentru faptul că a vrut schimbarea și nu a fost ascultată. Și-a dorit să schimbe ceva. A purtat discuții chiar cu un antrenor care activează în străinătate, un nume important, este vorba despre domnul Mihai Breștian. E bine, undeva acolo la comitetul executiv, în cadrul comitetului executiv, s-a produs o scurtcircuitare, motiv pentru care Andreea a spus, s-a umplut paharul, eu nu mai pot să mă rămân în această funcție, sunt decisă să fac un pas în lateral, pe care l-a și făcut. Credeți că este nevoie de schimbare atât la nivelul conducerii lotului feminin, cât și la nivelul conducerii lotului masculin, sau mai bine zis, de o primerire, dacă vreți, nu neapărat de o schimbare? Răspunsul meu are două etape. Clar, nu putem vorbi de o schimbare pe un an de zile, pentru că niciun antrenor, cât ar fi el de emerit, nu vine în țară pe un program de un an de zile. Chiar dacă avem Jocurile Olimpice peste un an, nu cred că există, până când ne mișcăm, până când coptăm un partener, până identificăm o finanțare viabilă. Omul acela este angrenat. Ori pe cine am vrea să aducem, vorbim din cei serioși, oamenii aceia sunt deja angrenați în proiecte în care au promis că vor livra. Ca atare, pe acest ciclu olimpic, nu cred în fezabilitatea aducerii unui antrenor străin. Îmi exprim dorința și chiar este o țintă pe care mi-o pun, aceea de a aduce un antrenor, un colectiv de antrenori pe ciclul olimpic viitor, dacă voi fi realeasă în acel moment, nu din alt motiv, ci din acela de a scurta timpul prin care noile generații de antrenori să-și acumuleze cunoștințele necesare și să-și adapteze metodica la metodica internațională, care, iată, dovedește că duce la rezultate. N-aș vrea să comentez foarte mult. Eu sunt un spectator extraordinar de iubitor al gimnasticii artistice feminine și masculine de ani de zile. Un spectator care, sigur, are și sâmburele acela și înțelege și mișcarea și greșeala și tehnica și tot ce se întâmplă în spate. Și trebuie să spun că lucrul care mă afectează cel mai tare de când mă uit ca spectator este rata extrem de mare a accidentelor care apar exact în momentele în care noi ne pregătim de o competiție mare. Acest lucru vorbește de la sine. Ceva facem rău. Ce facem rău, va trebui să înțelegem. Alături de specialiștii care sunt implicați, în discuții cu specialiști din alte țări, va trebui să înțelegem ce se întâmplă rău în țara aceasta.
Nu neapărat poate în metodica noastră, poate copiii noștri nu mai sunt aceiași, poate alimentația copiilor noștri nu mai este aceeași, poate mediul în care ei se învârt nu mai este același, sigur nu mai este același. Ceva facem rău și va trebui să corectăm categoric acest rău, pentru că degeaba se investește într-o generație de sportivi pe care îi crești, pe care îi echipezi cu tot ce le trebuie din punct de vedere al calităților necesare acestui sport, dacă ei nu pot continua și nu pot confirma atunci când își ating maximul de performanță. Doamna Constantin, gimnastica din interiorul ei văzută pare așa ca o luptă a orgoliilor. Oarecum, sunt oameni care sunt unii dintre ei destul de orgolioși. Cum veți reuși să-i aduceți pe toți la un singur numitor? Și s-a resetat totul pentru, de la zero, pentru a pleca către o cale nouă în lumea gimnasticii românești. Aici am să vă răspund că n-am nici cel mai mic dubiu că voi reuși. De ce vă spun acest lucru? Să știți că nu există oameni fără orgolii. Nu există și ei nu sunt neapărat numai în gimnastică. În absolut toate organizațiile, noi toți, noi, și dumneavoastră și eu, avem o structură a noastră care ne determină și ne împinge ca de foarte multe ori orgoliul să ne înfrângă rațiunea. De ce vă spun că știu că voi reuși? E nevoie de școală pentru aceasta, domnul Ionaș. Iar eu, din punctul acesta de vedere, am fost extrem de școlită în viața mea. Lucrul cu echipa pe care îți propui să o conduci nu este unul simplu. Nu este unul aleator pe care să-l faci pe bază de instinct. Nu. Este un lucru pe care să-l faci metodic. Și să treci de la orgoliu, la toleranță, la flexibilitate, la respect, la disciplină, în așa fel încât, știți visul acela one team, one dream, chiar să se întâmple. Și în momentul în care fiecare dintre contributorii își va da seama că este important în echipă, chiar important, și accentuez acest cuvânt, indiferent ce contribuție va avea, de activitate va fi categoric una matricială. Vă spun de acum, este o structură nouă cu care gimnastica n-a fost obișnuită. Ei vor învăța că sunt importanți și utili, indiferent dacă sunt și la vârful piramidei. Știți? Există o structură piramidală și o structură matricială. Este nevoie de funcții suport, este nevoie de activități colaterale, este nevoie de foarte multă muncă să putem să ne scriem proiectele și programele despre care vorbeam, pentru că altfel rămân vorbe, dincolo de tot ceea ce ne propunem, vor rămâne vorbe și nu fapte. Am un prieten foarte bun și mă voi opri aici cu intervenția mea, care m-a întrebat câte categorii de oameni cunosc. Și sigur că am început să spun orgolioși, romantici, ca orice om tentată să mă duc către calitățile acestea umane ale unei persoane. M-a oprit imediat și mi-a spus, nu, sunt două categorii, mari și atât, oameni care fac și oameni care se scuză. Eu sper să ajungem ca întreaga comunitate a gimnasticii să fie formată numai din oameni care fac. Și sunt convinsă că într-un an de zile asta voi reuși. Doamna Constantin, pentru că se vede clar că sunteți un manager prin definiție, înnăscut, ca să spun așa, și sunteți o femeie foarte directă, v-aș întreba cum va arăta echipa dumneavoastră în cazul în care veți fi aleasă ca președinte al Federației Române de Gimnastică. Ce elemente de noutate se vor regăsi în echipa cu care veți încerca să redresați gimnastica românească? Vă spun de la început că nu mi-i propun pe acest an să fac schimbări majore. Experiența mea de management arată că dacă faci pe termen scurt, vorbim de un an de zile, decupări chirurgicale, s-ar putea să n-ai succes. Am nevoie de experiența și de implicarea tuturor celor care astăzi există. Ce voi face diferit,
îi voi ruga să se alinieze strategiei pe care eu mi-am propus-o, care este publică, se poate consulta pe site-ul federației, pe care îmi voi permite să le explic și le voi răspunde la toate întrebările, dar în situația în care voi fi aleasă, am să cer întregii comunități să se alinieze efortului pe care eu mi l-am propus. Pentru că și eu personal voi face un mare efort pentru a aduce gimnastica înapoi în rândurile sporturilor atât de premiate și atât de iubite în țara aceasta. Sunteți o persoană care cântăriți foarte bine lucrurile și v-aș întreba în cât timp credeți că gimnastica românească își va putea reveni. Și vă adresez această întrebare nu întâmplător, pentru că în toate discuțiile pe care le-am purtat în această perioadă de pandemie, prin această formulă inedită de comunicare cu publicul larg, toți cei cu care am stat de vorbă din lumea gimnasticii au mers către ideea că e nevoie de 1-2 cicluri olimpice pentru ca gimnastica să înceapă din nou să funcționeze, să avem din nou, să putem emite din nou pretenții la acele medalii pe care le aveam nu cu mult timp în urmă la campionatele mondiale, europene și olimpice, și știți foarte bine că vorbeam doar de medalii de aur atunci. Da. Și aici aș avea un comentariu la întrebarea dumneavoastră înainte de a vă da un răspuns. O transformare organizațională necesită timp, pentru că necesită acceptanță, în primul rând. Și categoric vorbim de timp ca lucrurile să se schimbe fundamental și să se ducă către ceea ce trebuie în zilele noastre, pentru că absolut totul în jurul nostru s-a schimbat. A rămâne într-o structură organizațională care datează de foarte mulți ani înseamnă pur și simplu a nu ți recunoaște limitele și minusurile. Nu acesta este însă motorul. Ca să vreau să fiu foarte bine înțeleasă, nu acesta este motorul. Motorul este performanța. Dacă nu ai performanță și nu ai creștere valorică, care nu trebuie să o lași să aștepte, pentru că avem câteva vârfuri. Avem acele vârfuri de care trebuie să avem grijă, pe care trebuie să-i menținem sănătoși, cărora trebuie să le creăm condițiile să se pregătească și care trebuie să aducă prin rezultatele lor contribuția la creșterea atractivității gimnasticii. Deci lucrurile sunt un pic în paralel. Nu-mi propun să stau 12 ani sau 8 ani sau nu știu câte alte cicluri până când aduc o medalie acasă, nici de cum. Eu sunt un om mult prea ambițios, îmi plac foarte mult momentele în care imnul României este imnul României pentru că e unic. Cu siguranță vom lupta în paralel să aducem rezultate acasă. Altfel, cum să atragi? Doar să facem sport de masă? Nu acesta este scopul Federației Române de Gimnastică. Da? Este și acesta, paralel, pentru a crea un viitor și o bază de selecție. Dar aici vorbim de programe, vorbim de proiecte, vorbim de cum ne gândim să le facem, inclusiv de continuarea proiectului pe care l-ați menționat, care va avea, în speranță, așa cum îl doresc eu, două dimensiuni. Una, să-și o păstreze și să continue ceea ce a făcut selecția la bază, și doi, să ducă acești copii care sunt deja selectați către adevăratul nivel de performanță așteptat. Abia atunci acel contributor va fi fericit, va înțelege că a lăsat în țara aceasta ceva. Și nu numai el, și alții. Deci v-am răspuns așa direct, dar cum să vă spun, combinat, pentru că nu poți să te gândești la o dezvoltare dacă nu ai o motivație. Doamna Constantin, ne apropiem de finalul dialogului nostru. Programul pe care îl avem, iată, 40 de minute, ne arată că ne apropiem de finalul acestui dialog. A trecut foarte, foarte repede și a fost un dialog foarte interesant. V-aș adresa o ultimă întrebare și plec de la ideea menunțată de domnul Dan Grecu, și anume că în momentul de față lipsește disciplina în gimnastica românească. Cum veți reuși, dacă veți ieși președinte, să readuceți disciplina în acest sport care se face cu rigurozitate și, evident, cu disciplină?
Disciplina lipsește în întreaga noastră viață. În țara asta nu e disciplină deloc în niciun mediu social. Generațiile s-au schimbat. Copiii au și ei mediul lor. Juniorii sunt mult mai turbulenți decât juniorii de altă dată. Nici aici nu cred că voi avea o problemă. Vă rog să mă credeți. Nu cred în momentul în care un sportiv este motivat și noi, cei care suntem în jurul lui, îi înțelegem nevoile, frustrările, variațiile, pentru că e un om. E un organism viu, nu e un roboțel pe care să-l așezi și să-l învârți cheița, să-l pui să se antreneze, să plece. Nu, este un om și trebuie tratat ca atare. Nu cred că vom avea probleme de disciplină. Vă rog să mă credeți, eu aici o să înțeleg fenomenul cu siguranță și e o promisiune pe care o fac. Disciplina va fi cuvânt de ordine în Federația Română de Gimnastică. Doamna Constantin, vă mulțumim mult de tot pentru acest dialog. Vă dorim mult succes la alegeri. Le reamintim telespectatorilor noștri că alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Gimnastică vor avea loc spre finalul acestei luni, undeva în jurul datei de 25 iunie. Și să dea Dumnezeu ca gimnastica românească să revină acolo unde a fost și să ne bucurăm din nou de medalii și de performanțe răsunătoare la nivel internațional. Vă mulțumim mult, vă dorim o zi plăcută și să ne revedem. Și eu vă mulțumesc la fel de mult pentru că vă simt un iubitor acestui sport și vă promit că vom sta alături și vom comunica transparent tot ce facem în Federația Română de Gimnastică, în situația în care, evident, voi fi aleasă președinte.